La fel de bune. Aici se desfășoară un concurs. Nu spuneți așa ceva, vă rog. Oh my God. Vreau să aveți puțin respect, puteți să ziceți domnul Marius direct. Ok, am început. Cine vrea să înceapă? Spuneți un număr de la 1 la 10. Un număr? Repede amândouă un număr de la 1 la 10. 7. Și 5. Tu? Începe cea cu 7. Cine a zis 7? Max. Tot direct. Așa. Alo? Bigidibum, șacalaca, e fierbinte ca vara. Alo, ce e asta? Șeton Sahara. Alo? Doi. Asta e? Asta e? Ah, mă scuzați, puteți să continuați. Asta e de iapă, arde ca țigara, nu stânge nici apa, nici de Niagara. Nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara. Nici Daniela, nici Maria, Ioana. M-am pus la fergariana, piele colorată, genetica mexicana, e fierbinte rău, frige, frige. Nici o țicenă cu apă nu o stinge, mă topesc pe roz dacă mă atinge. Super femei, amândouă acum! Oh, 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 oh. Dragostea să facem minim doi. Nu se crede unele. Așa nu-i bine. Așa nu-i bine. Nu, nu. Nu-i bine? După versuri. Ok. Nu prea bine așa, Marius. Ok. Bă, strică stream-ul! Ia uzi, să strică stream-ul. Oh my God. Plâng. Și că ce aveți, mă, cu ele? Nu, bă, e concurs aici, se desfășoară un pur concurs. Totul un concurs. Ok, totul Marius, tu trebuie să alegi. Ok. Deci o avem. Prima, să vedem cine câștigă. Ce-ai cântat tu, Andreea, cu Pupică? Nu mai ți minte. Prima melodie care îmi plăcă mie. Ruby. Da. Nu pune la suflet. Tu o știi, Andreea, Ana? Da, oarecum. Ok. O să facem ultimul duel. Ultimul duel, ascultați-vă. Stai o secundă. Nu. Hai să caut versurile și la asta. Păi parcă le știi. Păi nu, le știu, dar nu toate. Ok. Păi da, nici eu. Eu nu știu nici eu. Ah, bine, refrenul. Păi și nu știi nici linia melodică? Buzele tale sunt făcute Max, din topor. Tu nu participi aici. Ceap, 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 ceap. Până și eu știu. Ok. Mai devreme a donat Florin Salam $1.52 și ne-a zis să-l băgăm și pe Rafael în conferință. Nu știu dacă vrea să fie el în concursul de preselecții. Nu cred că vrea Rafael, ca nu se expune. El e o persoană foarte publică și lucrează pentru președintele României. La Rafael ajungem doar cu invitație. Ok. Sunteți pregătite? Da. Andreea 1 și Andreea 2. Prima care e Andreea 1, care e Andreea 2. Prima care a intrat Andreea 1, așa te cheamă, și tu ești Andreea 2, ultima Andreea. Ok, cântați, prima cântă Andreea 1 și Andreea 2 și vedeți cine câștigă, datorită chat-ului o să votăm. Oh my God. Păi și toată melodia sau? Nu toată melodia, până unde vreți. Să lăsăm chat-ul să vă recunoască vocile. Andreea 1 vorbește acum? Hei, eu sunt, aoleu. Vreau să-mi spui... Andreea 2 vorbește acum. Eu sunt cealaltă, Andreea. Ok. Acum ați recunoscut? După voce. Andreea 1, Andreea 2. Începe Andreea 1 să cânte până la ce vers? Până la... Până zic eu stop, ok. Cântă. Vorbele tale sunt făcute din topor. Eu după proști nu mă omor. N-am niciun gând sinucigaș. Chiar dacă îmi spui că o să mă lași, mi-a zis, fată, ce stai, zic să-l gonești din rai, că nu e prințul din povești. Am N motive să-ți dau, că nu-i de tine și vreau să înțelegi că n-ai de ce să te lovești. Stop! Atâta. Nu, tu ești de la capăt. De la capăt? Da. Ok, hai. Se vadă lumea. Deci a cântat Andreea 1, lasă-mă. A cântat Andreea 1. Dacă vreți, o votați la sfârșit, o să apară un stropul. Acum cântă Andreea 2. Play. Vorbele tale sunt făcute din topor. Eu după proști nu mă omor, n-am niciun gând sinucigaș. Chiar dacă îmi spui că o să mă lași, mi-am zis, fata, de ce stai? Eu zic să-l gonești din rai, că nu e prințul din povești. Am N motive să-ți dau, că nu-i de tine și vreau să înțelegi că n-ai de ce să te lovești. Atât. Gata, oh, începem votul. Începem votarea. Nu scrieți nimic încet. Nimic, o să dau eu. Cine? Stribers. A câștigat. Nu, înainte de toate, Andreea. Fiecare trebuie să... Nu lăsa încă link-ul. Trebuie să convingă oamenii să le voteze. Okay. Andreea 1, Andreea 1 ai 30 de secunde să le zici oamenilor să te voteze. Hai, 3, 2, 1 și... Și acum să țin un discurs motivațional. Okay. Am cântat atât de bine cât probabil că am trezit toți oamenii din bloc. Deci, asta e cea mai bună scuză. Am terminat. Atât? Atât ai avut de spus. Doamnelor și domnilor, a fost Andreea 1. Ia, Andreea 1. Puteți să o votați la 1169 în exclusivitate, dacă vreți să câștige 2 tricouri. Andreea cu pupic. Andreea 2. Nu știu. Decizia voastră. Acum... Nu fi modestă, nu e modestă, nu. La concursul, nu. Parcă vine și puțin să fie, nu așa. Ok, votați-mă. Dar de ce? Puteți să votați pe Andreea 2 la 1169 în exclusivitate, o să apară un link în chat, ok? Max, o să postez link-ul, e subscribers? Ok, da. Votați, start vot! Start vot! Rețelele sunt deschise. Start vot! Ok, aveți 1 minut să votați. 2 minute, Marius. 2 minute să votați. Până atunci mai spuneți despre voi, Andreea 2, de unde ești? Ce-ți place să faci? Că vreau să pun ăla pe ecran. Ok, Max, trebuie să vorbești de această conferință. Eu conduc totul. Eu sunt moderatorul acestei emisiuni. Păi, dar lasă-mă să spun aia pe chat ca să se vadă mai bine. A, mă moară, lasă că e ok. Oricum vreau să... Fetele nu mai vorbesc, e noapte. România au talent. De Timișoara. Ok? Hai puțin, Marius, că trebuie să pun aia pe ecran. Ok, aveți pe ecran acum rezultatele imediat. Așa, Max. Cine câștigă? Sunt eu foarte curios să vedem rezultatele. Să nu vă uitați la rezultate, că vreau să vă văd emoția. Da, se uită, s-a uitat deja. V-ați uitat la rezultate? Nu. Nu vă uitați la rezultate, că vreau să văd emoția. Max, să nu dai rezulți. Nu dau. Îmi spun eu când să dai. I-am dat deja. Pe live trebuie să se vadă, oricum vede lumea. Oh my god, detașat, nu pot să cred. Și la final de celebrare ne cânti altă melodie, pe care o știi tu cel mai bine. Oh my god. Ah, tu deja știi. What the fuck? Tu de ce te-ai uitat? Vrei să fii descalificată? N-ai respectat regulamentul, ce asta? Îmi pare rău, de ce n-ai respectat regulamentul? Aia mă treacă de la noi, mai ales. Ok, ok, hai să afișăm rezultatele. Rezultatele. Spune rezultatele, Max. O să începem cu locul 2. Pe locul 2 o avem pe Andreea 1. Felicitări! Vreau să aplauze! Locul 2, un loc destul de bun. E foarte bun locul. Oricum, felicitări, multă baftă în viață. Multă baftă în viață, cât mai mult 10 la ora de istorie. Cu peste 167 de voturi. 167. Bravo, Andreea 1. Bravo, Andreea 1. 167 de oameni te-au văzut. Poți să ne lași lumea. Oh my god. Numele tău de pe Twitch îl poți lăsa aici în chat, pe conferință. Dacă vrei. Ok, Andreea 1 e pe locul 2, iar acum o să anunțăm marea câștigătoare. Și marea câștigătoare! Andreea 2. Andreea 2. Locul 1 din 2. Felicitări! Mulțumesc! 463 de voturi, 73%. Ai obținut 463 de voturi din 631. Felicitări! Felicitări! Simți ceva în inimă sau... Simți ceva în inimă, așa, o emoție sau nu știu? Da, nici nu mă așteptam. Oh my god, ce-a spus toate. Tu ești câștigătoarea tricourilor, un tricou cu Rafael și unul cu Max și altele. Vezi tu ce faci cu ele. Ok. Iar acum... Cu siguranță acum... să le port, sigur. În semn de mulțumire că te-au votat oamenii, cea mai bună melodie, poți să fie Manea, poți să fie orice. Nu, eu zic melodia. Nu, Max, nu-i strica! Ea știe să cânte. Bă, trebuie să zic eu melodia. La sfârșit, dacă mai vrea ea să-ți facă ție plăcere. Asta vrea lumea, că până la urmă lumea e motivul pentru care a câștigat, înțelegi? Ok. Ok. Ne lasă puțin un minut Juriu să se gândească. Acea melodie o să mulțumesc, să Andreea 1 pentru participare, ai fost prima aici, îmi pare rău că n-ai câștigat locul 1, dar poate la vară, poate la vară o să ai șansa să câștigi Next Top Model sau de-astea, dacă te gândești să participi. Ok, melodia pe care vrem, lăsați și voi sugestii în chat, dar melodia ca idee pe care vrem să o cânti tu astăzi, muzica vă rog. Este. Este. Nu, aia nu. Să nu spui prostie, Max, că tai. Nu, lasă să cânte ce melodie vrea. Nu, 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 nu. Nu melodia aia care e în chat, nu. Nu aia. Nu vreau aia, că nu e melodie de aia. Nici eu nu vreau pe aia. Ok. Dar eu vreau pe aia. Tu nu vrei să nu spui cuvântul ăsta aici. Nu știu ce melodie în ce, da. Ok. Ca o apă cristalină. A, de fapt, deci stau mai prost, mai jos. Vreau Ruby, featuring Moroșanu și Dorian Popa, lasă cu cum pace. Dar nu știu. Bă, nu știe, bă, oh my God. Bă, nu-ți bate jur de Andreea 2, că e câștigătoarea. Ok, atunci vreau... Da. Udi, aseară ți-am luat basma. A, asta trebuie să știi, că știu și eu pe asta. Așa se cau versurile. Trebuie versuri la așa ceva? Da, pentru că nu știu. E grea melodia. O să încerc să văd. Am auzit-o în supermarket. Odată mi-a căzut pixul pe jos. Ei. Ce coincidență. Pe ce-ți auzim? Andreea 2 o să cânte imediat. Andreea 2 primește de la sponsorii noștri. Sponsorul exact Max și exact Rafael. Andreea 2 o să primească de la sponsorul nostru, Rafael, o excursie în Costinești alături de el. Felicitări, Andreea 2! Oh my God! Vorbești serios? Iar pe lângă asta o să primești un voucher de 800.000 de lei din partea lui Rafael, pe care o să-l poți folosi pe site-ul irafael.ro. Felicitări! Ok, mulțumesc! Pe lângă asta o să primești o casă de vacanță în Râncăciov cu acces la internet, apă și telefonie fixă. Sponsorizată de Rafael. Felicitări! Iar premiul final de la sponsorul nostru, Rodby, o mașină de capotabilă. O mașină de cusut. Da. O mașină de capotabilă Lamborghini de jucărie. Da. Felicitări! Da. Bravo! Bine! Nu mă așteptam. Iar pentru Andreea 1, care e pe locul 2, sponsorul nostru e Rafael, care are foarte mulți bani. O sticlă de apă Plato. Care are foarte mulți bani. Ți-a trimis un hamster. Felicitări! Iubesc hamsterii! Felicitări! Mulțumim sponsorilor noștri, Rafael și Rodby, pentru premiile date. Mulțumim. Vă rugăm să-i contactați pe ei. Ok. Contactați pe ei în privat. Ok, Max. Premiile. Deci trebuie să o lași pe Andreea să cânte ce știa ce mai bine. Ce știi ce mai bine? Cântă ce știi tu cel mai bine în încheierea acestei emisiuni superbe de divertisment. Ce știu eu mai bine? Da, dar n-ai voie să te gândești așa mult. Ce știi tu cel mai bine melodia? Să audă așa, să-mi dea o emoție așa în inimă. Să te audă Mihai Petre și să zică asta e. Mihai Petre nu era la danse, sper. Parcă nu era România Au Talent? O, era și la România Au Talent. Ok. Carmen Domino. Oh, bun, asta îmi place Domino. Hai, să te auzim. Imediată. Imediată? Da. Ok. Liniște. Liniște în sală, vă rog, tăceți toți, gata, gata. Nu e fată, să nu-ți placă, și deșteaptă, aceeași placă. Ele nu înseamnă nimic pentru tine. Vrei să vii la mine? Haide, vino, că te așteaptă un bagaj cu iubirea toată. Să ți lei că îți aparține, de azi cu mine nu-ți mai ține. Și o să-ți pară rău, știi? Alo, alo, de ce mă mințeam gro? N-am fost doar eu păcălită cu iubire. Alo, alo, minciun la indigo și o să cazi ca domino, domino. Bine! Foarte frumos! Foarte frumos! După ce auzi melodia asta, Rafael mai are o propunere pentru tine. Ne-a lăsat o cutiuță pe care să-i oferim, în care am găsit un inel. Oh my God! Ce te lângă asta ne-a lăsat și un mesaj. Un mesaj. Ne-a mai lăsat un mesaj cu tot cu inelul pe care, în care ți-a pus o întrebare. Mai exact întrebarea e... Zi tu, Marius. Întrebarea era... Ți-a căzut inelul ăsta pe stradă. Nu, nu, nu. Întrebarea... De fapt nu era o întrebare, era un mesaj care zicea... Sper că nu voi ai de aur, că e scump. Așa că ți-am luat de argint. Bine! Doamnelor și domnilor, a fost... În emisiunea de astăzi, Mac și Punct, un celebru vlogger, xSlayder, cel mai tare gamer din Franța, v-au prezentat tinerele talente Românii N-au Talent 2007. Gazda dumneavoastră de astăzi. La revedere! Gazda dumneavoastră de astăzi, Marius Andronie. Marius Andronie, alături de Max Andronie. Sponsorii noștri. Max Andronie și Rafael. Mulțumiri speciale Max Andronie, Marius Andronie, Rafael Andronie și Rodby Andronie. Pentru premiile date, vă rog, iar concurenții noștri, Andreea 2, care a câștigat, și Andreea 1, care o să meargă în toamnă, în etapa următoare. Cine știe, poate câștiga la botezatul, la Next Top Model, Supermodel de alea. Felicitări! Felicitări, aplauze, vă rog. Și acum reclame. Aplauze, vă rog. Acum reclame. Și acum vreau să le zic, dacă vreți să vă luați premiile, vă rog să-i trimiteți un mesaj privat lui Rafael pe YouTube și faceți spam peste tot, pentru că vă e dator. Acum reclamele. V-ați săturat să spălați rufele cu mâna? V-ați săturat să ștergeți gâineții de pe jos? Cumpărați acum Ridex cu miros de cal. Curăță tot de pe jos și vă salvează de o muncă în plus. Da. Ok. La revedere, oameni buni. V-am prezentat această minunată emisiune. Tinere talente. O să fie și în varianta băieți, dar sper să nu. Sper că v-a plăcut show-ul. Acum, pe final, o să lăsăm pe câștigătoarea noastră, Andreea 2, să ne spună cum se simte. Se simte... Mă simt wow. Adică... Chiar nu mă așteptam. Câți ani ai? 14. Oh, mulți înainte să trăiești. Mulțumesc, la fel. Vreau să ne spui cum ți-a schimbat viața de când ai câștigat la Tinerele Talent 2007. Cum mi-a schimbat viața? Da. Te recunoaște lumea pe stradă, te strigă. Andreea. Oh. Oh, da. Nu prea cred eu. Nu? Nu. Oh my God. Bă, Marius, știi că așa se întâmplă. Ok. Ideea e că eu nu stau la ora, stau la țară, așa că... Ok. Păi și ce contează? A spus că sunteți amândouă din București, nu? Sau mi s-a părut? Nu. Eu sunt din Sita Buzăului, județul Covasna. Oh, nu știu unde vede pe hartă, dar... Lângă Brașov. Ah, păi ești aproape de Vâlcea, să nu treci niciodată pe Vâlcea, te rog. De ce? Poate îmi cere premiul. Ce cere? Premiul.